Sigur că este inacceptabilă abordarea. Cazul urmează a fi examinat de către noi, urmează de circumstanțele, deoarece uneori mai există discrepanțe sau există informația este elucidată diferit, iar noi, cu părere de rău, uneori întârziem a veni cu niște reacții și se consideră că noi ne justificăm. Dar eu am fost informat imediat despre acest caz. Ca și exprimare liberă, îl consider unul nepermis în cel mai bun caz. Deja este dispusă de către Ministrul de Interne la momentul o anchetă. Noi vom examina foarte atent. Vreau să dau asigurări tuturor cetățenilor că acesta este un caz unitar și nu există nicio indicație de a pedepsi oamenii care și-au pus astfel de apsibilduri pe mașinile lor. Mult mai mult, noi discutăm cu oamenii care protestează. Este un grup de organizatorii acestui protest. Sunt în comunicare permanentă cu Inspectoratul General de Poliție. Avem o comunicare bună. Nu văd niciun motiv astăzi și probabil nici prevederile legislației nu prevăd pedepsirea oamenilor pentru așa ceva. Sunt și eu curios, eu nu am reușit să mă informez, fiindcă a apărut de curând această informație și desigur la indicația domnului prim-ministru o să mă întorc înapoi și voi intra în esență. Mult mai mult am să vedem în dependență de situație, o să solicit Inspectoratul General de Poliție să vină cu unele precizări asupra acestui caz. Totodată vreau să mai insist asupra faptului că nimeni din șoferii sau conducătorii auto care au aceste apsibilduri nu vor fi pedepsiți. Este un caz care urmează a fi examinat de către noi.